Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un episod. Astăzi facem un episod de Eurotrack, băieți. Din câte vedeți, suntem aici pe cursă forță. De acum încolo cred că o să avem și niște muzică așa pe fundal, mai de asta așa românească. Așa că să-i dăm bice. Pornim. Am legat deja cisterna, asta să șterg și eu alea pe geamurile astea. Gata. Close console, gata. Bun, măi băieți, eu strâng bani acum de un nou camion. Vreau un nou camion, sincer. Am de un camion așa. Mamă, ce am zis că am luat bara aia. Am eu așa o vagă idee de un camion nou. Sincer, mai mult pentru angaja, că eu cred că o să rămân cu manul ăsta deocamdată. Depinde, dacă mi iau unul fain, vă dați seama că, na, schimb. Dar deocamdată mergem cu manul ăsta. I-am cam schimbat niște chestii și fuge cam repede volanul ăsta. Nu știu, trebuie să strâng, dacă e așa cum pică. Eu am nevoie de niște motorină, dacă aș găsi o benzinărie, ar fi super. Semnalizăm. Așa. Vreau să mă joc cât de cât roleplay, sincer. Nu știu, dar poate o să încep și o serie roleplay, nu știu. Nu știu ce să vă spun. Așa. Și m-am gândit la un Mercedes. Știți Mercedesul ăla meu vechi? Cu care mergeam, mă, dar ce caut, mă, pe aici, că eu trebuie să fiu, uite pe aici. Uite pe aici trebuie să fiu. Mercedesul acela mai mic, vechi, de pe seria care o faceam eu multiplayer cu Restrike. Și, da. Mamă, ce vedea. Suntem în, unde suntem, în România? Nu știu, ce întrim, nu sunt în România. Nu știu, e ciudat. O să mă apuc și de o serie de Truck Simulator. Euro Truck Simulator. Nu Truck Simulator ăsta, Euro Truck Simulator. Mă, trebuie să merg aici așa. Uite, colegii. Mamă. Mamă, încă am fost. Bă, ia stați băieți așa, uleac. Ia stați așa să mă opresc aici. Stați așa, oleacă, că eu vreau să rezolv niște chestii la volanul ăsta, că parcă fuge prea repede. Sensivity. Gata, mă. Putem pleca. Gata, mă, băieți. Bun, gata, mă, acum parcă e ca înainte. Da. O să iau un sus, să dăm semnal. Dau și eu pe banda asta ca să intru. Și aici e benzinărie. Doamne, mersi. Mai am, cred că, 30 de litri în camion. Trebuie neapărat o benzinărie ceva. Așa. Hop. Cam fuge ăsta. De mă, uite acolo. Ok. Hai să încărcăm. Nu la spălătorie, deși l-aș și spăla o leacă, sincer, după ce încărcăm. Gata, azi curățăm tirul, așa, ăsta va fi tirul, curățăm camionul. Bun. Încarcăm-o? Hai că încarcă. Nu, îmi trebuia chiar mai puțin. Mă, eu cred ceva nou în Eurotrack, băieți, în Truck Simulator. Ia uitați astea. Ori băga camioane electrice? Mamă, ce fain ar fi! Ce tare ar fi! Ce tare ar fi! Sau mașini electrice. Care, din câte știți, au băgat... am zgâriat-o lec. Gata, mă, băieți. Spălăm camionul. Uite, așa, facem o poză aici. Pentru thumbnail, pentru thumbnail! Facem poze pentru thumbnail. Nu mai vedem față, dacă merge așa. Dar după ce îmi spală o leacă și mai... Mă, parcă altă viață, hai că-l tragem mai acolo, nițel. Nițăluș. Uite-o. Bun. Ia, haide. Ok, ia, hai. Hai să fie cum...
O, uite așa. Uite așa și să facem o poză. Nu, uite așa. Ok, mă băieți. Am și făcut poză de thumbnail. Gata. Bun, să plecă. Olu, ce-am dat cu piciorul, băga mea și piciorul. Ce-am dat cu piciorul, băga mea și piciorul. Asta a fost bun. Bun. Da, nu știu, vă... Nu știu, încă nu mă gândesc la un camion, dar nu știu, efectiv, nu știu un camion. Nu știu. M-am gândit la Mercedes, dar... Na. Doar m-am gândit, dar nu știu dacă îl și cumpăr. Să vedem acum. Nu mai știu cât am, 100 și ceva de mii? Mai am, până la vreo 400 de mii, așa. Mai de muncă. Oricum, într-o zi fac un milion. Dacă mă pupă curse, într-o zi iau mașina, îmi fac un milion. Uite Loganul, bă. Rămână tot român, să bagă înapoi. Right, bravo, mă. Nu prea văd în partea asta. Așa, am prins oglinda aia. Că naibă. Așa. Op. Uite, mă, cum era, cum stătea bradul ăla. Ioi. Am să depășim pe colină. A, bravo, mă. Sapă, fraiere. Nu mai îl depășesc pe ăsta, că și așa în fața noastră o să fie unul ăla. Dar nu știi să lași în viteză. Vreau și eu să merg cu o viteză constantă, un 30, așa, dar el îmi dă... Mergem așa cu 30, nu ne grăbim. Așa, ușurel. Auzi. Oricum avem tren aici. Până trece trenul nostru. Ia uite. Da. Oh. Unde am farurile aprinse? Da, what the fuck? What? Wow, ce voce de fata am avut acolo. Bă! Ce, mă? Ia stai, mă, așa, Oleg. Stai. Deci, stai. A, nu, mă. Am zis că mă dă... Mi s-a părut că avem un colea în spate pe scaunul de pasager. Nu știu dacă ați văzut. Dar cred că era din cauza la autobuz. Așa. Mai avem 24 de kilometri. Nu știu ce cărmă aici am. Asta pare a cisternă de lapte. Deci nu m-am asigurat română de român. Că știe din prima că nu vine nimic. Hai. Hai, dă-i un 35, uite, îmi zice un 50, hai, bagă. 50, hai. Auzi. Ce frumos mergem. Super. Să-i dăm. Și că 30 de kilometri pe oră. Ha-ha. Asta tare. Așa. Așa. Opa. Aici, nu, în față. Ok. Stai așa, că nu știu ce e. Uite aici. Aaa, sunt plăci de-alea. Da. Turn left. Nu la următoare.
la construcție m-am venit cu apă. A, păi vreau și eu să fac o poză, dacă e tot e pe așa pe aici. Cum face bă român adevărat, când vine la poartă claxonează. Ia, hai să băgăm și pe spate, normal. Ia hupă, Oleg. Că merge așa o... o poză de thumbnail. Uite așa. Uite așa. Pac. Hai și invers. Uite așa. Gata, mai băieți. Bun, acum că tot fac urmă atâtea poze, fac și eu ceva frumos, ok? Să bag pe aici, uite așa. Mă duc în față. Hai. Ne facem, să ne facem astea. Kill-urile. Fiți atenți. Gata! 16.000, băieți! 16.000 am luat! 5 stele, bun! 10 minute! Bun, mai băieți, acum să vedem. Deci v-am spus că vreau un camion mai fain. Stai să dăm muzica asta, uite așa mai încet. Așa, bun, să vorbim și noi mai încet, că naiba. Prea mult. Revenim, a fost o reclamă mică. Am șters-o eu una, două. A trecut la nivelul 17.5. Da. Da, uite, nivelul 17. Bun. Acum, compania asta, să mai vedem pe la compania noastră ce mai... Or fi dat veculețele jos? Unde, parcă mi-a dat angajat, mi se pare, data trecută, că nu s-a auzit sunetul. Băga-mi aș piciorul, bă, chiar că nu s-a auzit sunetul. Da, mă, uite. Da. Uite, vezi? Pe camionul ăla alt unde e? A, uite-le, mă. Da. Nimeni până... Nimeni pe aici? Nimeni? Chiar așa? Chiar așa? Eu aici. Da. Hai să ne uităm leac la garaj. Și la urmă îmi bag și eu lucrătorul și gata. European track, normal. Bă, sincer, Volvo ăsta îmi stă. Îmi stă, uite așa, e pe unghi. Ia uzi. Așa stă. Nu știu. Ori Iveco, sincer. Îmi place și Iveco ăsta și plus. N-am avut niciodată Iveco, fraților. Dar... 400 de cai, că 130 de... Eu m-am dus mereu la cele ieftine, mă înțelegeți? Nu prea am contat de frumusețe, sincer. Ăsta l-aveam eu. Nu pe ăsta, ăsta l-aveam eu. Merge bine. Nu arată urât nici de-a fost un. Ia vezi. Bă, Renault ăsta, sincer, e ca dracu de urât. Deci uite-te și tu, frate. Nu știu cum îmi plăcea mie Renault ăsta înainte, pe seria veche, că aveam vreo 3-4. Bă, arată ca... Uite-te și tu cum arată. Capota asta. E pătrat așa, ce naiba. Nu-mi place deloc. Ori ăsta, care uitați cât costă și uitați cât scai are. Ori, urcăm sus, pe aici, pe undeva. Daful. Da. Băi, fraților, ăsta e singurul camion Ford de pe joc și înainte. Aoleu, cât munceam să-l iau. Băi, am intrat eu acolo cu colegii mei triști. Băi, nu lua curbă camionul.
Bă, nu lua curbă camionul, băi! Maxim 2020. Bă, nu lua curbă camionul! Aoleu! Bă, ăsta e bun, bă, da. Un 3 și level 32 și cât costă, aoleu. Da. Da, ăsta leu. Volvo ăsta. Ia, haide să ne uităm, ulea, că... Știți unde? Ia, stați. Nu. Unde de temă să mă uit la job? Stați o secundă. Că nu mai știu unde de temă. Aici. Uite-i, Veco. Uite, aici nici nu mai întrebe level. Da, mă, băieți. Nu știu, mă mai pe aici. Cât am? 166 de mii. Da. 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 Aoleu, bă. Uite-l, mă. 231 de mii. Mă, ăla ce ciudă, uite-l. Uite cât costă, na, uite. Na. Și acolo e 400 de mii, câte? 305 mii. Da. Uite aici iar 300, 213, 230. Da, mă iubiți. Na, fac bani și ne vedem data viitoare. Pa, pa.